Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul, Nord în fecioare etalare pentru octombrie 2021. Înainte să încep crucea celtică, ați primit niște mesaje, sfaturi, că or avea legătură cu ce urmează să desfășurăm, că nu ar avea legătură, e un aspect din viața voastră care necesită, vindecare energetică sau poate tot corpul, toată viața voastră ați acumulat niște chestiuni negative și trebuie să învățați să vă curățați energetic. Pentru asta, eventual, trebuie să vă sfătuiți cu cineva consiliere. Și dacă nu vă sfătuiți în legătură cu această vindecare energetică, trebuie să vă sfătuiți în legătură cu alte probleme. În general, consilierea ține de suflet, de la suflet la suflet, dar probabil că această consiliere se poate Manifesta și pentru alte departamente. Oricum, urgența este vindecarea energetică, da? Să vă conectați la energia voastră naturală, la abilitățile pe care le aveți și să eventual dezvoltați un, un scop al vieții voastre prin această prin acest interes. Da? Consiliere pentru cei care, într-adevăr, sunteți în Postura să consiliați pe cineva, pentru cei care nu ați ajuns la acel grad de subtilitate și maestrie probabil că voi aveți nevoie, unii dintre voi, unii, unii, nu toată lumea, de un ajutor din partea cuiva. Hai să vedem. La capătul setului de cărți aveți doi de cupe un suflet pereche de care v-ați îndepărtat sau care s-a îndepărtat de voi. Și asta vă, vă provoacă, oarecum răbdările, dar este o provocare necesară cât să vă echilibrați emoțional. Și în sine detașarea va dezechilibrat dar dezechilibru acesta este cu un scop: să nu găsim, să ne umplem cupa din cupa celuilalt și să, să ne întâlnim cu cupele pline, înțelegeți, da? Să nu fie celălalt în prea lipsă de dragoste sau prea lipsă de tandrețe, să, să veniți de la egal la egal în acest cuplu. Probabil că se dorește construcția, manifestarea unei întâlniri, unei discuții, dar. A fost întârziată datorită faptului că a trebuit să alegeți între acest suflet pereche eventual și un semn, nu neapărat semn de aer, iar să mă, să, să mă controlez un pic, să nu zic musai semn de aer, pentru că ce aveți aici aveți pământ și apă, exact ce aveți nevoie, dar nu zic că nu aveți nevoie și de aer, nu zic că nu aveți nevoie și de, de rațiune, că și voi sunteți destul de raționali, fecioarelor, sunteți doar guvernați de Mercur, dar a trebuit să să ajungeți în postura în care să alegeți să lăsați în urmă ce să mai... Să lăsați în urmă, iau, un semn de... nu un, un une, hai să nu zic semn. Că avem aici aer, foc și, și capricorn. un personaj care va, va intoxica viața, va consumat energetic, va... va va provocat mult rău printr-o atitudine foarte rece, distantă, mentală, logică. Această atitudine este necesară uneori, dacă este cu măsură probabil că a fost un personaj care nu, nu și-a deschis sufletul, care avea un fel de a se impune, un ego foarte mare, da? lucrurile au ajuns la un grad de toxicitate extrem de mare și a trebuit să alegeți doi de monede, ori să începeți o nouă cale în care să vă eliberați de această situație, da? aici puteți să fiți chiar voi, nu neapărat altă persoană. Dar pentru unii dintre voi poate că e o nouă persoană cu aspecte pământene și emoționale în, în structura lor, necesare vindecării și echilibrării voastre. Da, e bine, E pentru că e lumea. E o nouă lume. E o nouă lume în care vă eliberează acea toxicitate. A apărut la un moment dat în viața voastră când v-ați simțit singuri, când ați fost lăsați de izbeliște, de prieteni, a, a apărut un om bun un om bărbat femeie nu contează, echilibrat emoțional, care v-a dat o mână de ajutor. Poate e bine să mai discutați cu acest personaj pentru că apare regele de cupe și pentru mine este cel mai potrivit pentru discuțiile de la suflet la suflet. Personajul echilibrat emoțional. Și când zic regele de cupe, după cum vedeți, se visează să spun semn de aer pentru că nu toate semnele de aer sunt acolo. Din acest motiv o să încerc pe cât putin, cât pot eu să nu mai spun semne de aer și personaje care manifestă o anumită atitudine emoțională, rațională, materială, pragmatică, da? Sau creativă, depinde de la semn la semn. Soare, luna, venus, ascendent, nodul în fecioară. În fecioară, mai mai mai. Ia uite, luna și îndrăgostiții. Ori sunteți îndrăgostiți în secret, ori este... Trebuie să alegeți. Aveți o alegere importantă de făcut, dar vă e teamă, există niște confuzii. Vom vedea ce ar putea să fie. Da? În primul rând, la, apropo de alegeri, pentru că aveți 10 de spa, de de stagnare, de, de durere, manifestați în continuare la luna plină eliberările despre care am mai vorbit, aveți videoclipurile respective în, în playlist. Și manifestați pentru că sunt două, da? Sunt două aspecte, masculin, feminin, eliberare și inițiere, da? Și la luna nouă să fiți pregătiți, în curând vine și luna nouă, eventual la luna nouă, din ce este, din balanță, pregătiți-vă să inițiați, nu să inițiați, să manifestați, să scrieți intențiile. Eventual pentru felul în care vă doriți să vă echilibrați în voi și vă pentru că îndrăgostiți, pentru mine înseamnă și echilibru interior. Prin manifestarea masculinului și femininului, care există în, în toți, da? Într-un mod echilibrat. Dar, am zis, există și o dragoste. Rămâne de văzut cum se manifestă, dacă e de trecut sau... Aveți semnul gemenilor și semn de apă. Pe trag scorpion, dacă asta vă spune ceva, iar variază. Fecioară, soare, lună, venus, ascendent, nu doamnă, în octombrie. Central, 10 de monede, provocarea, 7 de cupe. În trecutul îndepărtat, eremitul, o însingurare, o călătorie prin întuneric, datorită unor suferințe, a trebuit să descoperiți lumina, să înțelegeți, să vă înțelegeți destinul, să vă descoperiți niște abilități, niște calități. În ultima vreme, 8 de spade. O fi semnul acela de aer despre care am vorbit, o fie altcineva. Puteți să fiți și voi. E un blocaj mental. Al cuiva. Al vostru sau al cuiva. O să clarific. În viitor aveți împăratul. <gătă -i> În prezent aveți 7 de monede. Deci acum, cu, cu tot sufletul alături de familie și de moștenirea pe care, eu știu, trebuie să o protejați, pe care aveți de manifestat. Deși în prezent sunteți un pic cam pentru că ați lucrat poate prea mult, poate prea mult, la această moștenire, la această familie unii dintre voi. Provocarea este șapte de cupe. Capacitatea voastră de a visa, de a vedea și alte opțiuni. Șapte și șapte, da? care vă pot asigura stabilitatea eventual și abundența pe care vă doriți. Eventual siguranța în familie sau nu mai fi la job. Sfatul 3 de monede, colaborați. Aici este căutați și alte opțiuni, căutați oamenii cu care puteți colabora, în iniția multe proiecte, alte proiecte, da? Pentru că sunt vremuri speciale, trebuie să fiți versatili. Exterior, aveți cavalerul de bute pentru unii dintre voi. Eventual vine cineva de la distanță, cineva ar vrea să călătorească înspre voi cu pasiune, vrea să inițieze ceva, o să clarificăm. De ce vă este teamă? De ce rege de bute, cavaler de bute. Nu putea să nu avem două cărți, aceleași cărți, da? Poate pentru unii există o persoană tentantă sau care vă tentează în afara căsătoriei pentru unii, pentru toată lumea. Și aici, ce provocare șapte de cupe vă îndeamnă la ceva, vă scoate totuși din. nu să ai din plictisală, din. dintr-un ritm. Prea. încet. Prea încet. Cu șapte de monede. Aproape stagnant, nu? Și aici este provocarea. Șapte de cupe înseamnă și vise. Inclusiv vise erotice cu acest cavaler de băte. Dacă cineva vă, vă, vă instigă, vă. Da. Vă transpite un anume vibe, sexy vibe. Poate că începe și voi să vibrați. Și atunci vă este teamă de acest personaj, de această pasiune, care poate acest rece de să vă exprime chiar pe voi, să o redescoperiți în voi, după o perioadă de tăcere, de însingurare. Voită! Dar vă doriți? Vă și, vă și e teamă? Vă și doriți? Vă doriți soarele? N-aș spune musai decât dacă voi vreți să vă fixați pe acest mesaj, că vă doriți pe cineva cu semn de, cu planete în semnul leului, Alegerea voastră. Aveți și berbec, aveți și săgetător, da? Berbec, taur, semne de apă, de pământ, de foc, un pic de aer deocamdată. Dar ce vă doriți, în primul și în primul rând, să fiți fericiți, să vă bucurați de viață, pentru că, în prezent, uitați ce aveți. Și e normal, e logic, da? În prezent, aveți șapte de monede. Poate pentru unii dintre voi, acești opte spade să vă reprezinte chiar pe voi, pentru că ați căutat foarte mult. A trecut prin această perioadă destul de grea. Eremitul nu e ușor de, de susținut ca și vibrație. E intensă, ne crește spiritual, dar nu e, nu, nu e confortabil deloc. Și atunci. Probabil această călătorie spirituală la un moment dat v-ați blocat, v-ați înfășurat prea, în prea multe gânduri, pentru că Remito analizează, studiază. Și tot studiind, student, tendința Mercurienilor, fecioară gemeni, și nu neapărat cei care au marcași puternic în, cu Mercur, dar tendința este să gândești prea mult. Și atunci, călătorind, călătorind în întuneric, căutând lumina, la un moment dat te blochezi. Și apare totuși ceva. Am văzut totuși o roata norocului, am văzut, uite, se vede și aici, da, acest cavaler de bâte. Este o altă vibrație, un personaj care vă, vă face să vibrați, să ieșiți din, da? Să ieșiți din felul vostru de... cu care v-ați obișnuit neapărat felul vostru de a fi, că poate felul vostru de a fi să fie și altfel, cum am zis mai devreme, echilibrați masculin și feminin, Să nu mai manifestați aceste cărți, iau, uite, 8 de pade, șapte de monede, precauți atâta să vă speriați, să vă feriți, să vă gântăriți, să analizați că ați fost arși, v-ați ars aripioarele, lăbuțele, mustățile, nu. Dați-vă aici provocarea, dați-vă un pic uh, dreptul la visare și mai uitați-vă la opțiuni. Și la opțiuni când, mă, când spun uitați-vă și la alte opțiuni, nu mă gândesc mă, să, să vă uitați după stânga-dreapta că mergeți pe stradă. Nu, 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 nu. Nu. Uh, Uitați-vă ce alte hobby-uri puteți manifesta. Uitați cu cine puteți să. Uitați-vă în jurul vostru cu cine puteți comunica, colabora, în așa fel încât să vă regăsiți acest soare. Că vi-l doriți, nu? Vi-l doriți. Și atunci, sfatul este mergeți către colaborările care vă cresc. Totuși, trei de monede e o vibrație bună și, în acest sens, Cavalerul de Butar ar putea și el să fie foarte bun, să fie un personaj care inițiază, care vine cu, plin, cu entuziasm, vă face să râdeci, vă, vă face să vă, vă cheamă la, nu știu, călătorie, plimbare, hai să ne plimbăm în parc, cu mască, fără mască, nu contează, hai să ne plimbăm, hai să ne mișcăm, hai să facem ceva. Dar nu mă gândesc ai la playboy, nu mă gândesc musai la aventurier sau la chestii... Da? Există și vibrația asta pentru unii. Unii o să o simtă, alții nu o să o simtă. Da? Dar concentrați-vă pe ce vă, vă inspiră în modul frumos al cuvântului. Da? Vă face să vă simțiți copii, să vă bucurați de viață, pentru că viața este cum este. Și trebuie să ne bucurăm de ea. Șapte de monede arată că, și cu opte de spade, arată că totuși în ultima vreme, ba <laughs> chiar de foarte mult timp unii dintre voi, sunteți, ați manifestat aici o tristețe, o chestiune. Și în suflet e această familie, că trebuie să fie într-un anume fel, o chestie care ține de tradiție. Ce, ia ce frumos, ce reușit să manifestați asul de monede, un nou început. E minunat, e minunat. Pentru unii cu soare și împăratul poate să apare un personaj care să vă intimideze un pic, pentru că apare și regele de în poziția fricilor. Dar foarte necesar unora dintre voi, unora nu tuturor. O să și clarific, dar soare și împăratul este o energie masculină, energie masculină divină, necesară, dar inițierea, acțiunea, pasiunea, focul. Și repet, nu mă fixez pe zodii, ci pe oameni care manifestă așa ceva. O să vedem ce, ce înseamnă aceste cărți. Am, parcă. Hai, ia. ia uite, justiția. Poate să fie un contract la locul de muncă un nou job cu justiția și asul de monede. Și regina de bâte. Regina de bâte și frica apare la reginele de de bute. Pe acel personaj rece și mental îl cam blocați. Încercați să unii dintre voi... Vă veți asculta prietenii eventual și veți găsi alinare la prieten. Dar faptul că apare regina de bute, apare și la, în poziția dorințelor acest soare, da? și justiția, ar putea oricineva din preajma voastră care are marcaș puternic în semn de foc să aibă un nou contract, contract la locul de muncă, eventual să crească cu acest împărat justiție, asul de monede și regina de bute, posibil, cofi, eu știu, cineva cunoscut, variază, Ori voi să se semnați un contract cu această regină de bătă regină care nici, dragii mei, am da, un, singur set am aici. Evident că nu are cum să, cred că e același personaj care este și în poziția influenței exterioară și în poziția fricilor, că aici sunt, sunteți precauți. Poate că totuși după ce ascultați încercați să vă uitați la ce opțiune aveți și le știți voi mai bine decât ce, ce pot eu să spun, da? Ideea este că pentru unii poate să fie o colaborare cu un personaj foarte uh, entuziast, plin de imaginație, de creativitate, de energie. Și apoi voi veniți cu asul de mone de partea practică, ei cu partea creativă și putea să generați ceva, un proiect. Pentru că justiția ține de legalități, regina de băte ține de. ca și regele de băte, de fapt. Ține de. Uh, o capacitate de a fi întreprinzător și uitați ce aveți, leadership, da? Poate unii chiar vă deschideți o afacere, ceva și vă va ajuta în timp să vă echilibrați, să vă dați, să echilibrați viața, justiția, să vă echilibrați viața și să vă oferiți stabilitate în viitor. Pentru că sunt vremuri în care, trebuie, am zis, trebuie să fim versatili. La capătul setului de cărți sunt da? Doi de spade. Blocați un job. Unii dintre, voi, unii dintre voi, blocați un job. Sau, păi, într-un fel, dacă vreți să inițiați ceva pe cont propriu, trebuie să vă eliberați de jobul vechi, da? Și atunci, doi de spade și îndrăgostiții, amândouă vorbesc despre importanța unor, sau, cum să nu importanță, Uh, acest mercur retrograd vă face să vă gândiți, să analizați corect și apoi să alegeți ce trebuie. Dar nu alegeți, repet, când e mercur retrograd, ieșiți din retrogradare. Eventual folosiți vibrația lunii noi, dar nu manifestați practic casul de monede, că el apare ca și final, ce reușiți, da? Ce reușiți să faceți? job au fost niște ciudățenii, să zicem, niște secrete, niște invidii, poate chiar o iluzie față de cineva. Blocaje au fost. Dar încercați să le blocați ca să vă concentrați pe... Pe o muncă practică, Cam atât ar fi. Hai să și clarificăm. Pentru unii, da, hai să vorbim și din punct de vedere sentimental. Cu șapte de cupe există o tendință de visare și există o tendință de visare. Posibil să fiți îndrăgostiți. Personajul acesta are uh, cavalerul de monede, regele de monede, regina de monede. Să vă, să vă, facă să, să trăiți pe alte coordonate, să, să, vibrați altfel posibil. Și să trebuiască să alegeți între muncă și această dragoste. Da, care vă umple cupele, clar. Pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce alte cărți mai vin. Ia să vedem. Clarificăm, te rog frumos, 10 de monede pentru fecioare. În sufletul lor 10 de monede. Dată. De două ori. Și de trei ori. Asul de monede. Ia uite ce frumos, da? Vreți să încheiați totuși ceva? Un ciclu. Poate cineva de acasă. Fiind o etalare colectivă și generală, evident că, că variază mesajul, dar o fi dorința voastră de a vă elibera de o construcție veche și de a începe una nouă. Poate să fie job, poate să fie familie, să vă separați de familie și să vă luați, eu știu, hățurile în mână și cineva vă, 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 vă inițiază, vă, vă inspiră. Coasul de monede și 10 de cupe, iar emoții. Aici este regele de monede, puterea și 10 de cupe. Și lumea. Vrei să luați să începeți de la zero. Acum n-are rost să mai spun eu. Chiar nu are rost să le spun, să spun toate variantele. Este suficient că cât am spus și restul, voi știți unde se aplică. Dar în sufletul vostru această dorință, să, nu neapărat să luați să începeți ceva nou, durabil. Clarificăm șapte de cupe. Odată, De două ori. De trei ori. Eu de vulnerabilitate. Șapte de cupe, amândouă merg mână-mână. Visare și vulnerabilitate. Aici este provocarea. Am belețin de emoții, de sensibilitate. La capătul setului de cărți aveți justiția și, și dorul sau, iau uite, și moartea. E o chestiune care ține de, pentru unii divorț sau eliberare de niște contracte care au fost nedrepte, care v-au adus lacrimi. Mai dăm o carte. O dată. Pe două ori. Pe trei ori. de spade. Ați fost sensibil, ați visat la cineva, ați fost sensibil și v-a adus suferință 9 de spade. Probabil de-aia apare în ultima vreme 8 de spade. Blocajul. La capătul setului de cărți aveți 3 de monede, diavolul și 10 de monede. Ori între căsătorie și muncă apare o energie toxică. Descrieți-o cum o vreți voi sau decodificați-o cum o vreți voi. Deci, căsătorie, toxicitate, colaborare. Voi știți. Da? Colaborare. Un început. Mai este și o altă variantă. Undeva e o altă provocare. opțiunile pe care le aveți este una care vă vulnerabilizează. Vă, vă aduce și suferință. Dar se poate rezolva pe termen lung. Pe termen lung, nu scurt. Acum variază. 8 spade totuși odată. Pe două Pe trei ori. 3 de cupe. între prieteni 3 de cupe, 5, 5 de cupe, 3 de cupe și 8 de spade. O bucurie care va aduce și suferință. un suflet pereche care vă provoacă, vă atinge niște puncte sensibile. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, faie, tonă. Există în viața unora un personaj, voi știți, dacă voi sunteți acest personaj sau este altcineva, care se consideră de neatins, care a acționat din ego, are un fel de a fi foarte rațional, repet, nu e regele de spade, dar altfel, împăratul și cinci de spade, da? Și împăratul reapare. -o fi parte din familie, acest personaj sau din viața unora. Acest pe personaj s -a considerat, a considerat că inima sa nu poate fi atinsă, da, a acționat conform tradițiilor, a regulilor, Bunul bunului simț mai mult sau mai puțin, dar nu avea tendința să acționeze din punct de vedere emoțional și totuși ceva în viața acestui personaj. Zic că acestui personaj pentru că voi știți dacă sunteți voi sau altcineva. În viața acestui personaj a apărut un suflet pereche a apărut o bucurie care îi transformă și îi, îi, fac, îi determină să meargă într-o nouă direcție. Că sunteți voi, că sunt ei, variază. Trebuie să fiu neutră când fac etalări colective, generale. Dacă vă deranjează, asta îmi pare rău. Eu încerc să fiu cât pot de neutră. Din acest motiv nu zic că sunteți voi musai, poate să fie oricine, altcineva din viața voastră. Un personal secret sau din familie sau cine ar putea să fie. Clarificăm șapte de monede odată. De două. De trei. În prezent. Taiciu Aici este. tai -chi că tot am vorbit interesant, da? De energie. vindecați vă energia pentru că ați, a, a, unii dintre voi ați muncit prea mult. Ați intrat într-o stare de... Da? da, apare focul ăsta. Ați intrat într-o stare de consum energetic, stagnare. Și energia nu trebuie să stea pe loc. Clar. e aici simt că vine ca un, un sfat, da? care să-mi aduc aminte de acest sfat pe care l-ați primit de la început. Vindecați-vă energetic. Dacă ați fost într-un trio sau cineva din preajma voastră a fost într-un trio, eliberați-vă, faetonul, da? se eliberează. Da? Și manifestați ceva nou, asul de monede. Mai dăm o carte pentru prezent. O dată. De două ori. De trei ori. Temperanța. Am zis de vindecare. Vindecați-vă, echilibrați-vă energia, faceți mișcare, faceți meditație, dar nu stați cu, cu gândul și cu acțiunile doar la ziua de, de mâine, doar la, eu știu ce, lăsați, dați de mâncare copiilor. Da, sunt lucruri importante, dar mai important este sufletul nostru și energia noastră. Ia uite, aveți grijă și de emoțiile voastre. Da, aici este provocarea șapte de cupe. Um, și vulnerabilitatea, să zic. Vă este frică, cu nouă de spade, vă este frică să visați sau să fiți vulnerabili unii dintre voi, tocmai pentru că ați trecut prin niște chestii, tocmai pentru că ați fost educați să fiți cu picioare pe pământ, face parte din o latură a voastră, o latură, nu, nu sunt toate aspectele voastre. De aceea suntem toți creați cu emoții, Clarificăm trei de monede odată. Sfatul pentru fecioare de două ore, De trei ore. Luna. Ascultați-vă intuiția. Și eventual ascultați pe oamenii care vă ajută să creșteți în cuplu sau vă ajută pe voi. Eu consilie iar Consiliere cu trei de monede, așa văd. Pentru unii poate să fie și o consiliere de cuplu, dacă este necesar, nu pentru toată lumea. Pentru alții, cu luna și cu trei de. Este o situație care apare la locul de muncă. Este o situație destul de misterioasă, ciudată. Eremitul se termină aici cu turnul. În singurarea asta, răceala asta, da? Nouă de monede, Eremitul și turnul. Se termină brusc cu apariția cuiva. Mai dăm o carte pentru sfat odată. De două ori. De trei ori. Patru de spade. Patru de spade vă îndeamnă să analizați că tot e merg cu retrograd. Deci nu inițiați până nu ieșim din retrogradare. Dar... Hai să vedem și la influența exterioră. Cavalerul de spade, nu de spade, de, de băte, influența exterioră odată. De două ori. Uf, de trei ori. E de la drum, cred. De la drum. Da, dar e foarte nărăvaș, nerăbdător acest personaj de la drum. Vrea să vină la voi cât mai repede. Și ia uite, și mura latră, trebuie să-i dau drumul, îi pun pau. Ce interesant că la capătul setului de cărți e Regina de Cupe. Este o dragoste. niște emoții. Mai dăm o carte pentru cavalerul de bute odată. De două ori, De trei ori. Patru de monede. Mai dăm o carte. Doi. Doi. Cinci de cupe. Personajul acesta regretă, plânge, ține probabil la voi în continuare și e nerăbdător să vină, așa simt. Care o fi acest personaj? Nu mă fixez pe zodii, ci pe energie, da? Sfatul este, dacă aveți o stare de confuzie, să vă dați timp să analizați confuziile, dar să nu intrați în exces de, de gândire, da? Pentru că dacă vă gândiți totuși prea mult, riscați din cauza fricii și a vulnerabilității de care unora vă e teamă să nu alegeți corect. Aici este aveți sfatul. 4 uh, patru, patru de spade este sfatul. Construiți-vă viața. Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă intuiția, am zis îngerii, și iar aveți echilibrație la energia și temperanța. Deci cel puțin trei cărți care vorbesc de calm, da? de vindecare, îmi chiar patru dacă eu și pe asta deocamdată, de vindecare energetică, de consiliere. Cu alte cuvinte, Mercur retrograd ne îndeamnă pe toți perioada aceasta să fim un pic mai atenți, să ne dăm timp, Răbdare, temperanță, ca să ne echilibrăm și apoi să acționăm. Nu este greu. Chiar dacă așteptați cine știe ce povești fantastice, încercați să nu le așteptați când e mercur retrograd. Da, personajul acesta își dorește ar vrea să vină spre voi. Este dor de voi, ține la voi, e foarte nerăbdător, dar rămâne de văzut încă timp. Poate că se întârzi această da? Ți întârzi această întâlnire din niște motive, dar este o influență exterioară. Personajul acesta. Clarificăm regele de băte dată, De două ori. De trei ori. Ia uite, un foc, foc, foc. Voi să teamă de cineva în zodia cu marcaș puternic în semn de foc, dar este probabil că or fi două persoane diferite. Nu știu, vedem. Hai să vedem totuși soarele. Clarificăm. Ia. Soarele. Clarificăm soarele o dată. De două ori. De trei ori. Ah, soarele și moartea. Dacă e personajul acesta, acum trebuie să zic cu marcaj, neapărat zodie, dar cu marcaj intens, în semn de foc. Posibil, autoritar, că împăratul se arată, da, am văzut și regele, de regina, și regele și regina. Posibil, unii vreți să puneți capăt. Să vă eliberează acest personaj. Este moartea și soarele. Să vă eliberează acest personaj. Poate e prea arzător pentru voi. Nu este stilul vostru, da? Arzător într-un anume sens. Nu fi potrivit pentru voi această ardere, această strălucire. Deși Soarele în sine este frumos, dar cu această moarte clarificat, da? Moartea știm că înseamnă încheiere de situație, da? Și regele de bătești cu, și cu fucul în sine, iar a apărut în poziția fricilor. În, ca și realizarea aveți asul de monede, începeți ceva nou, eventual, prin o separare legală. Justiția înseamnă separare legală. Eventual iar de cineva cu marcaj în semn de foc. Marcaj, zic. Cofia ascendent voi știți. Pentru alții Cărțile acestea două sunt foarte faine, mie îmi plac la maxim. Împreună uh, sugerează și alt mesaj. Măi, dar da, trebuie să-mi cumpăr o masă mai mare, nu? Uh, că n-am... Ia uite, că n-am loc aici. Uh, ceva se arde, clar. Era să-mi arde o perdeluță. Ceva se arde, clar, clar, clar. Asta e un semnal. Da, se arde ceva. Ardeți o karmă cu cineva. Puneți punct, gata. Dar, să repet, să continui ce am zis mai devreme, soarele și moartea poate să fie și o trezire intensă. O trezire intensă la spiritualitate. Clarificăm împăratul o dată. Pe două Pe trei ori. Prințesa de foc. Acum a apărut prințesa, e tot semn de foc, tot semn de foc. Mai dăm o carte, o dată, de două ori, de trei ori, în viitor. Da? Iar lumea, lumea înseamnă încheiere de karmă, de relații. Împăratul E un personaj important, dominator, care, se, care consideră că e de neatins, că lucrurile nu pot fi schimbate, este încăpățânat, este stabil, este fix. Regina de monede, da? Semn de pământ să zicem. Regina de spade. Prințesa de spade, discuție, da? O regele de cupe cu mare preot. Consilierul. Consiliați-vă cu cineva. Pentru că aveți niște alegeri importante. Aveți niște alegeri importante. Există un suflet pereche care așteaptă în stand-by al vostru sau al cuiva. Așteaptă. Manifestarea acelei, acelei întâlniri ține de deciziile, deciziile importante pe care le luați în această perioadă. Clarifică masul de monede. O dată, de două ori, de trei ori. Asul de bute. Începești ceva nou. Poate cu un alt semn de foc pentru unii dintre voi sau nu neapărat semn de foc, un personaj față de care simțiți pasiune, dar nu acela din trecut. Ia uite, zero și vocea. Vocea interioară vă spune să o luați la zero, măi, fecioarelor. Justiția, te rog, dată de 2, de 3 ori. Magnetismul, dar nu, nu, nu. Și magicianul. Mai dăm o carte că magnetismul nu e în poziția lui corectă. Mai dăm o carte odată. De 2, de trei ori. Interesant. Aveți pe cineva cu marcaj în balanță? Bine, a apărut balanța pentru că suntem în vibrația balanței. Da, și e bine când apar confirmările că povestea ține totuși de această perioadă a zodiei balanță. Dar... Pentru unii dintre voi, vă place, nu vă place, eu spun, există cu această justiție și magnetismul care nu este în poziția lui cea mai bună și apa care iar este într-o poziție neplăcută, poate dacă aveți de-a face cu cineva cu marcaj în balanță, balanța aceasta să, să simtă pentru altcineva. Asta e. Uh, pentru alții, această, justiția să nu reprezinte musa, e semnul balanței, să reprezinte personajul în care, cu care aveți un contract. Și acel personaj cu care aveți un contract sau sunteți căsători să simtă altceva sau să nu mai simtă aceleași lucruri pe care le simțea cândva față de voi. Eventual și voi față de ei. Regina de băte odată. Te rog. De două ori. Ia te. Doi de băte, iau -te. Regina de băte vrea să aleagă. Dacă vrei să încheiați, vrea să aleagă. Mai, eu cred că în această, iau -te. și regina de băte iar apare. Și soarele invers. Of. Of. Dar știți cum e? Eu, în această etalare, simt că a apărut uh, ca și influență. Persoană din familia voastră care își dorește să înceapă ceva nou. Și tocmai pentru că este în familia voastră, că e soție, copil, copil, frate, soră, a apărut în vibrația, în etalarea voastră. Acum, ce reușiți voi să faceți este că și voi vă separați. Adică e o separare care am senzația că este de comun acord. De comun acord. Nu văd că, că țineți foarte mult la ceva, clar, nu știu, cu lumea, cu moartea, cu atât să aș pune scapă și justiția și magnetismul care vine invers cu A așa simt. Din acest motiv poate aveți nevoie de consiliere, de vindecare energetică. Și nu uitați că acești ași, asul de monede și asul de băte v-au venit totuși vouă și voi aveți ocazia. Dar aici este provocarea. Dacă cineva din familie, mai da toate pică. Și era să-i ardă și o perdeluță, da? De la lumânare. Deci clar că se arde o karmă față de cineva. Și aici este provocarea. Din 10 de, să lăsați 10 de băte să mergeți către asul de monede. De bâte, uh, nu, pardon. 10 de monede să l mergeți către asul de monede, da? Central. Să vă deschideți eventual sufletul către altcineva sau cei din preajma voastră își deschid sufletul într-o altă direcție și voi trebuie să vă găsiți alte oportunități, să fiți deschiși. Nu să stați în frică și dacă nu stați în frică și vă deschideți, veți avea alte oportunități. Cât de curând începe și voi ceva nou, poate să vină o fericire care vă transformă da soarele și, și moartea, dar înainte de a simți această transformare, această fericire wow, super intensă, Uh, și voi trebuie să vă eliberați de, de cineva. Și dacă cineva pleacă, fiți mai calmi. Că lucrurile sunt uh, cu un scop. Nu știu cum o să numesc această etalare. Nu știu. Și fecioarele au avut etalări grele în ultimii ani. Dar. Totuși, aici sunt două sfaturi foarte importante. Să vă conduceți viața, da? Și să vă vindecați și să vă conciliați. Să cereți sfatul cuiva în această perioadă e mai provocatoare, într-adevăr. Analizați lucrurile, dați-vă timp să vă vindecați, să vă echilibrați energia, fiți precauți, în sensul că nu în exces, repet, nu țineți nici prea mult de un trecut, pentru că nu știu pentru cine vorbesc, că vă place, că nu vă place. Cred că lucrurile vă, vă îndeamnă într-o nouă direcție. Energia, divinitatea vă îndeamnă într-o nouă direcție. Așa simt. Dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau-ceau!